Bună ziua, ne spuneți, vă rog, dacă suntem gata. Bună ziua tuturor, vă mulțumim că ați dat curs invitației noastre la conferința de astăzi. Vom aborda un subiect foarte pe larg discutat împreună cu cadrele didactice și managerii din instituțiile de învățământ, și anume problema excesului de hârtii în educație, care ocupă foarte mult timp cadrelor didactice și le lasă mai puțin resurse disponibile pentru lucru nemijlocit cu elevii. Respectiv, noi am avut un angajament că vom iniția un proces de debirocratizare și angajament pe care astăzi parțial îl vom îndeplini lansând primul pachet de debirocratizare în instituțiile de învățământ general, în special în instituțiile de învățământ de tip școală. Urmând, în următoarea jumătate de an, să venim și cu al doilea pachet care să complementeze ceea ce o să anunțăm astăzi și să ofere, într-un final, suficient timp cadrelor didactice să se axeze pe ceea ce este cel mai important, și anume copilul în procesul educațional. De principiu, sunt două elemente ale anunțului nostru. În primul rând, vom suspenda, începând cu 1 ianuarie 2024, procesul de evaluare externă a instituțiilor de învățământ. Dacă doriți, asta e vorba de un moratoriu pus pe controale, timp de un an de zile, pentru că din analiza care am desfășurat-o până acum, aceste controale externe rare ori aveau rezultatele scontate și contribuiau semnificativ la calitatea procesului educațional. Erau foarte mult axate pe verificarea existenței documentației în instituțiile de învățământ și mai puțin răspundeau la întrebarea dacă se face educație de calitate în instituția respectivă. Nu includeau observarea procesului educațional, asistarea la ore, nu țineau de finalitățile, deci nu monitorizau în ce măsură elevii cunosc sau nu cunosc, dezvoltă sau nu dezvoltă competențele care ar trebui să le fi dobândit în procesul educațional. Repet, erau foarte mult axate pe completarea corectă a registrelor, existența tuturor felul de ordine și, în general, existența documentației în instituții de învățământ, lucru care este important, dar în același timp nu are un impact direct nemijlocit asupra calității procesului educațional. Respectiv, de la 1 ianuarie 2024, Agenția Națională ANACEC nu va mai desfășura controale externe în instituțiile de învățământ. Vor avea jumătate de an la dispoziție pentru a regândi modul în care evaluează școlile și a propune o nouă variantă a metodologiei, mai simplă, mai clară și care să evalueze într-adevăr ceea ce ne interesează și nu hârtii. În al doilea rând, Ministerul simplifică așa numitul nomenclator tip a documentației școlare și rapoarte în învățământul general. Este o listă a actelor care trebuie să existe într-o instituție de învățământ. Se reduc semnificativ numărul acestor acte, totodată modul de aprobare sau verificare a acestora. După cum spuneam, asta este prima etapă a procesului de debirocratizare. Ea mai are un ultim element, și anume aprobarea până la final de an a planificării didactice pe termen lung de către Ministerul Educației. Deci acele proiecte didactice pe termen lung care le fac cadrele didactice, noi le vom aproba un model la minister, grupurile de lucru finalizează, încheie procesul de elaborare, îl vom pune la dispoziția tuturor cadrelor didactice și acestea vor avea posibilitatea să le reutilizeze, fie să aibă necesitatea să le facă de la zero. Deci încheiem aici primul proces, prima etapă a procesului de debirocratizare. Anul viitor, urmând să mergem mai departe, să digitalizăm procesele care pot fi digitalizate și să simplificăm și mai mult activitatea profesorului. În detalii, modificările care urmează să se producă le va prezenta colega mea, doamna Valentina Oralu, secretar de stat responsabil de învățământul general. Doamna Oralu, vă rugăm. Da, după cum a menționat domnul ministru, un element important în debirocratizarea nomenclatorului școlar ține de elaborarea proiectelor de lungă durată, dar aici nu ne oprim. Vorbim și despre excluderea
aprobării acestor proiecte de către director sau director adjunct. Este la discreția cadrului didactic să-și elaboreze proiectul său de lungă durată, să-l prezinte în comisia metodică, dar vom merge și mai departe, vorbim despre proiectele zilnice, proiectele zilnice care în a doua etapă de birocratizare pentru anul următor ne propunem să le elaborăm tot centralizat și le punem la dispoziția tuturor cadrelor didactice. La moment excludem prin nomenclator obligativitatea ca ele să fie aprobate de către director sau director adjunct. Totodată vorbim și despre excluderea raportului semestrial sau anual la disciplina școlară statistică. Vorbim despre raportul când se spun numărul de ore, numărul de evaluări, numărul de media semestrială, pentru că aceasta este, sunt date care pot fi generate de către SIME, de către catalogul electronic. Excluderea matricei de specificații în elaborarea tezelor semestriale și înlocuirea ei cu un tabel de corelare între competențele specifice, obiectivele de evaluare și gradul de complexitate a sarcinilor. De asemenea, vorbim și despre excluderea modificarea obligativității completării documentelor aferente pentru întocmirea listei elevilor din familii socialmente vulnerabile, care trebuie să fie asistate mai ales în mediul rural de către asistentul social. Vom exclude obligativitatea dovezilor cu referire la activitatea de diriginte care erau anterior în nomenclator, excluderea proceselor verbale a ședințelor cu părinții, pentru că părinții se adună, discut, este Consiliul Reprezentativ, dar ei nu sunt subalterni instituții și nu sunt obligați să-și documentalizeze aceste ședințe, numai la dorința lor, dacă vor dori să facă. Trecerea la formatul electronic a dosarelor elevilor, care vor fi digitalizate și introduse în SIME, modificarea obligativității deținerii documentelor normative care reglementează organizarea procesului educațional în format de hârtie. Vom vorbi numai despre deținerea link-urilor de acces către aceste documente. Excluderea registrului de evidență activităților de dezvoltare profesională a membrilor comisiei metodice, pentru că el se dublează cu evidența de către director adjunct. Excluderea obligativității materialelor produselor elaborate și prezentate în ședințele metodice, dacă noi vorbim despre acele materiale care nu sunt documente și care sunt cer decizii, modificarea raportului anual activității comisiilor metodice printr-o analiză SWOT. De asemenea, vorbim și despre modificarea deținerii documentelor normative de către administrația instituției printr-o listă de link-uri, doar excluderea registrului de evidență a diferitor materiale didactice la nivel de cabinete școlare. Vorbim doar despre registrul de patrimoniu a instituției, ceea ce se exclude odată să nu mai fie dublat și de alte registre. De asemenea, vorbim și despre excluderea obligativității dovezilor de implicare în procesul decizional a instituției de către cadre didactice, pentru că aceasta este odată trecut în revistă prin proces verbal și nu mai trebuie să mai colectăm alte dovezi suplimentare. Excluderea dosarului Consiliului Reprezentativ al Părinților, excluderea dosarului privind activitatea Consiliului Elevilor. Deci Consiliul Elevilor este un organ de autoconducere școlară, el își elaborează un plan de activitate, dar el nu este obligat să facă procese verbale, să strângă toate hărțiuțile cum le făcea anterior, mai ales când nu le făceau elevii, dar le făceau tot profesorii, pentru că elevii aveau alte priorități și ei mai ușor zic nu decât un cadru didactic, și atunci, ca să nu primim această responsabilitate pe spatele cadrelor didactice, am exclus existența acestui dosar. Excluderea registrului alfabetic al elevilor, va rămâne doar cartea de ordine pentru migrația elevilor. Modificarea formatului de elaborare a rapoartelor statistice, ele vor fi generate de către SIME, excluderea, după cum am spus, a dosarelor elevilor care vor fi generate de asemenea de către SIME, excluderea formelor tipisate privind starea sănătății angajaților aprobate de instituțiile abilitate, pentru că aceasta este o documentație asistentului medical, nu mai trebuie să mai existe un registru suplimentar și la administrația instituției. Vom opta numai pentru un singur raport anual, adică nu un raport anual al instituției și încă unul cel conform metodologiei ANACEC, va exista un singur raport anual.
De asemenea, excluderea obligativității notelor informative cu privire la realizarea obiectivelor din program de dezvoltare strategică a instituției, aceasta va fi oglindită în planurile operaționale anuale a fiecărei instituții, nu va trebui să mai existe un alt raport suplimentar. Și de asemenea, excluderea obligativității registrului de audiență a cetățenilor, registrul de evidență a sugestiilor persoanelor care au vizitat instituția, registrul de observații și sugestiilor administratorului instituției de serviciu. De aceea, toate aceste registre excluse vor ușura cu foarte mult atât activitatea echipei manageriale, cât și activitatea cadrelor didactice în particular, le va da posibilitatea să se concentreze mai mult pe procesul educațional și nu pe documentarea procesului educațional. De asemenea, dacă noi vorbim despre eficiența și însă și plusvaloarea tuturor activităților desfășurate, vrem să menționăm că profesorul primește mult timp, mai ales prin faptul că va avea o proiectare de lungă durată tipizată și o proiectare zilnică care urmează a fi elaborată și el va avea nevoie numai de adaptare. El primește aproximativ peste 60% din timpul său didactic pentru a se gândi cum să facă acest proces mai bine, mai eficient, decât să gândească când eu asta să scriu pe foaie. Pentru cea de-a doua etapă a debirocratizării, ne propunem, pe lângă reconceptualizarea metodologiei de evaluare externă despre care a vorbit domnul ministru, să avem proiecte didactice zilnice elaborate și aprobate de către MEC pentru toate disciplinele obligatorii, să avem digitalizarea rapoartelor statistice prin generare din SIME sau catalog electronic, să revizuim regulamentul tip de funcționare a instituțiilor, care de asemenea va ușura din resursele birocratice, să revizuim regulamentul de evaluare și promovare în învățământul general pentru a face ordine acolo unde noi vorbim despre încheierea notelor semestriale, mai ales acolo unde sunt diferențe. Și sigur că ne propunem să revizuim și nomenclatorul instituțiilor de educație timpurie și să oferim același pachet de documente proiective și pentru învățământul de educație timpurie. Cam astea sunt obiectivele de moment. Sperăm că lucrurile o să parcurgă eficient, că instituțiile vor fi receptive la toate schimbările necesare. Ele, de asemenea, vor avea și suportul Ministerului Educației, vom avea ședințe cu reprezentanții tuturor organelor locale de specialitate în domeniul învățământului. Ne propunem să avem și o ședință comună cu toți directorii din școlilor din țară. Mulțumim mult! Dacă sunt întrebări, dacă nu sunt întrebări, vă mulțumim și vă invităm să vizualizați aceste modificări pe pagina Ministerului și, după cum spunea și doamna Olar, urmează să desfășurăm ședințe cu toți șefii de direcții, cu directorii instituțiilor de învățământ, pentru a-i familiariza cu aceste modificări care se pliază pe, că o repet, așteptarea majoră care există în sistem de a simplifica procedurile birocratice și a oferi mai mult timp profesorilor să se ocupe de copii și nu de hârtii. Vă mulțumim!